Odată cu domnia internetului, anunțurile matrimoniale de odinioară s-au mutat și ele în online. Fie că suntem în căutarea mari iubiri sau doar de dragul unei conversații, oamenii își creează pe aceste aplicații un profil. Alții nu cred sub nicio formă în dragostea pe internet. Așadar, putem spune că suntem astăzi mai aproape de oamenii cu adevărat compatibili cu noi. De-a lungul timpului, fiecare a încercat să-și găsească sufletul pereche în diferite moduri, de la întâlniri aranjate de prieteni sau anunțuri în ziar la aplicațiile de dating. Însă, în era digitalului, lucrurile par mult mai simple. Pe măsură ce tehnologia s-a dezvoltat și această piață a iubirii a intrat în digital sub forma site-urilor de dating, unde fiecare utilizator își creează un profil, mai mult sau mai puțin real. Dacă la început acestea erau concepute cu precădere pentru persoanele lipsite de timp liber, în ultimii ani au devenit mainstream, ceva normal, fiind utilizate atât de tineri, cât și de persoane mai în vârstă. Chiar și așa, părerile sunt împărțite. Unii oameni consideră că internetul poate facilita acest proces de a-ți găsi jumătatea, poate crea conexiuni cu adevărat reale și poate aduce în vizorul tău persoane cu adevărat compatibile. Credeți că oamenii pot începe o relație și pot găsi perechea acolo, pe internet, pe rețelele sociale? Sunt într-adevăr că se găsesc și pereche pe internet, și relații, și dacă vrei să cumperi ceva, afli în ce județe, în ce parte a țării, dar așa nu știai încotro să te încotro să o iei. Deci acum lucrurile sunt mult mai simple de când a apărut internetul în viața noastră. Acum suntem într-o viață mult mai bună. Dacă credeți că internetul v-ar putea ajuta în găsirea unei relații potrivite pentru dumneavoastră? Se poate, da. Se poate. Mai ales. Depinde pe ce, pe Facebook, pe Google. Eu mi-am făcut o relație și prietenii mei. Este ceva adevăr. Deci crezi în dragoste de pe rețelele de socializare? Da, da, da. Crezi că ți-ai putea găsi o viitoare soție, să spunem, pe o rețea de socializare, cum ar fi Facebook, Instagram? Da. Și cum se manifestă, de fapt, aceste relații? Spune mai multe. Cum ai cunoscut-o, de exemplu, o fată și cum a decurs în continuare aceasta? Păi am intrat acolo și am căutat o fată și mi-am găsit potrivirea. Există, bineînțeles, și păreri contra, voci care afirmă că jumătatea nu o poți găsi în mediul online, că internetul nu-ți asigură un mediu sigur și poți fi păcălit foarte ușor. Prin urmare, nu toți oamenii cred în dragoste la primul click. Cum vi se pare ideea asta de relație în mediul online? Adică credeți că ar putea funcționa să-ți găsească cineva perechea în mediul online și să fie cu adevărat fericit? Nu, niciodată, asta nu minciuni. Păi, eu am Facebook, da, și văd sute de PMP. Și crezi tu că se îndrăgostește cu bruna de mine? Nu cred treaba asta, astea sunt minciuni zău. Care se îndrăgostește de un bărbat sau de o femeie pe Facebook, e minciună asta. Deci dragostea adevărată nu se manifestă în mediul lumii? Nu, niciodată. Dragostea față în față este. Asta e, în altceva nu cred în așa ceva. Credeți în dragoste la prima vedere? Nu, niciodată. La nivel global, numărul utilizatorilor de aplicații de dating a crescut constant în ultimii ani. Dacă în 2015 erau aproximativ 185 de milioane de persoane care le foloseau, în 2020 numărul lor a ajuns la 270 de milioane.